profesor Mândiță Baias la școala gimnazială Dimitrie Cantemir din Baia Mare și mă aflu la momentul la care trebuie să predau planificarea către conducerea școlii pentru a fi verificată, respectiv semnată. Am primit un link pe care îl accesez și deschid aici un formular. Indicațiile pe care le primesc sunt următoarele. Pe acest formular trebuie să încarc planificarea anuală la disciplina pe care eu o predau. Și formularul conține aceste rubrici. O să încep să predau, să completez formularul. O să notez aici Bias, Mândița, numele meu, profesor, da? Disciplină, fizică. O să scriu totuși cu literă mare. Nu am nicio indicație asupra caracterelor pe care trebuie să le completez. Voi completa clasa a șasea și scriu în felul acesta. Mi se sugerează să încarc aici un document. O să accesez calculatorul în care eu am document și găsesc aici, accesez din anul școlar anterior. Voi merge la fizică și aici am planificările. Planificările voi completa acum clasa a șasea. Așadar, voi încărca planificarea pentru clasa a șasea. Și o să trimit acest document. Mi se permite să încarc un alt răspuns. Voi scrie din nou numele. De data aceasta voi încărca pentru clasa a șaptea și aduc din nou din calculator planificarea realizată pentru clasa a șaptea. O să o încarc aici. O să trimit răspunsul și mai am de încărcat o planificare pentru că eu predau la clasele a șasea, a șaptea și a opta, la care se predă disciplina fizică și acum clasa a opta. Încarc din nou documentul din dispozitivul propriu. Se încarcă și trimit răspunsul. În felul acesta am predat planificările pentru anul școlar care tocmai va începe. Vă mulțumesc și vă urez spor la lucru!